Pentru românii plecați de acasă, timpul curge dinspre viitor spre trecut. Prezentul este doar momentul în care viitorul se transformă în trecut, adică visul este trăit, realizat, depășit. Lumea discută oameni, nimănui nu-i pasă ce gândești, ce simți, ce îți dorești. Doar la biserica din străinătate reușești să ai o familie. Oamenii pe care îi păstorește episcopul sau preotul au ales să iasă din cultura română și să trăiască într-o cultură europeană. Lucrul acesta ridică multe probleme de adaptare. Toleranța și limba, nu știu care e ordinea, dar ambele sunt foarte importante. Tocmai pentru a apropia oamenii unii de alții, pentru a-i face să comunice și să se iubească, au fost create bisericile în străinătate. O altă familie a lor. Și au nevoie de ea, mai ales când sunt între străini. Preasfințite Părinte, cum îi simțiți pe oameni aici? Ei vin cu greutățile lor, cu problemele lor, încearcă să se acomodeze și tot timpul se duc înspre biserică. Vin înspre episcop, vin înspre preoții pe care îi aveți în eparhie. Cum îi simțiți ca oameni? Cu ce bagaj vin ei de acasă, spiritual vorbind? În primul rând, oamenii care au venit atât în Spania și Portugalia au venit să găsească un trai mai bun sau pentru a strânge câțiva bănișori să se întoarcă în România pentru a-și construi casele sau pentru a porni o afacere în România. Acesta este motivul principal pentru care au venit românii în extremitatea vestică a Europei. Ei bine, venind aici, biserica a trebuit să vină după ei, ca o mamă care își cercetează copilul, care merge după copilul său să vadă cum se simte. Ei, Patriarhia Română, Biserica, a fost ca o mamă pentru români, a venit aici în Spania și în Portugalia și i-a găsit, dar i-a găsit de cele mai multe ori dezbinați. Comunitatea de români în Spania și în Portugalia a fost destul de dezvinată până în momentul în care s-au creat parohiile. Parohia a fost cea care, de fapt, a adus cheagul care l-a adus pe Hristos, care, de fapt, a închegat comunitatea. În momentul în care s-a pus un preot într-o localitate, imediat, încet, încet, s-au strâns și românii în jurul românii ortodoxi, în jurul preotului respectiv. Și să știți că am întâlnit chiar români ortodoxi care acasă nu mergeau la biserică, să folosim termenii pe care îi folosește de aici, nu erau practicanți. În schimb, aici au început să vină la biserică în străinătate și l-au descoperit pe Dumnezeu departe de țară, în străinătățuri, în biserică. Este pregătită biserica să ia sub oblăduire această nouă generație care este de sorginte și de sânge românesc, dar trăind în Spania devine oarecum spaniolă. Are o identitate istorică, dar trebuie să combine propria identitate cu o identitate într-o matrice nouă. Este aceasta o misiune importantă pentru biserică? Este o misiune foarte importantă. Nu există ședință de protopopiat sau adunare eparhială unde să nu discutăm cu preoții acest lucru. Sunt foarte mulți copii. Din 2008, de când sunt episcop, în fiecare an am avut peste 5.000 de botezuri, doar copiii care s-au botezat aici, nu, și cei care s-au botezat în România, pentru că mai sunt familii care doresc să-și boteze în România, astfel ținând într-un fel legătura cu țara, cu familia de acolo și cu biserica parohială din țară. Încet, încet ne-am gândit și la acest lucru. Deja avem traduceri ale Sfintei Liturghii în spaniolă, Sfintele Taine traduse în spaniolă. Încet, încet, în biserică, încercăm să introducem și limba spaniolă, pentru că sunt copii care, deși în familie vorbesc limba română, între ei vorbesc spaniolă sau portugheză. Chiar
Chiar mă gândesc dacă nu boala înstrăinării vine de la cuvintele acelea pentru care nu ai pe nimeni să ți le spună.